Salutare din mijlocul Oceanului Atlantic! Salut! Mai exact din Madeira. Noi am străbătut cale lungă ca să ajungem aici. Oare a meritat? După un zbor de 5 ore și o aterizare un pic mai palpitantă, am ajuns în Funchal, unde ne-am și cazat. De altfel, este și cel mai mare oraș al insulei Madeira. Noi am ales să stăm într-un apartament, chiar la doi pași de centru, pentru o experiență cât mai autentică. Avem un living, cel în care ne și aflăm, un dormitor, o baie și o bucătărie. Ce ne-a plăcut foarte mult de cum am intrat, mirosea totul a curat, așa că ne simțim ca și acasă. Foarte important. Și mai avem ceva. Acest balconaj cu priveliștea către munte. Iar pentru tot acest apartament plătim suma de 80 de euro pe noapte și avem inclus un loc la parcarea privată de la subsol. În plimbarea noastră de această seară pe străduțe mirosea atât de bine și de apetisant încât asta e, m-a convins. Așa că am luat pită, m-a trebuit să mă gătesc singură. Eu nu sunt un bucătar așa de bun ca tine, așa că am ales să îmi pregătească ei carnea de vită. Apropo, dacă vreți să mâncați o vită bine făcută, în Portugalia cu siguranță o să găsiți acest lucru. Deci pur și simplu, stopește în gură și sosul ăsta este absolut delicios. Unde-i cărnița? Cam așa arată când îmi place mie foarte mult mâncarea. Știu că îmi place de obicei, dar asta a fost foarte, foarte delicioasă. Mi-a plăcut faptul că am putut să-mi o gătesc singură și sosurile, tot e ce trebuie. Bună dimineața! Dimineața! Noi începem să descoperim insula Madeira cu un mic traseu pentru început. Suntem la São Lourenço, sau cum se numește, Coada Dragonului. Mergem să vedem ce ne așteaptă. Ne-am întâlnit cu dragonul, mai exact ne-a arătat coada lui, care a fost chiar în flăcări de dimineață, deoarece am avut parte de un răsărit absolut superb, iar omul cred că îi pare rău că plecăm de aici, a început să plângă, adică plouă. Mă bucur că am luat pelerina de ploaie, este o chestie obligatorie aici în Madeira, singura chestie cred că arăt ca un cocoșar. După câteva minute a ieșit soarele și murim de cald. Vremea este super schimbătoare aici. Am văzut chiar și un curcubeu. Da, ia uite ce-i în față. Trebuie să nu fim prea optimiști. Aproape 5 km am găsit o oază în mijlocul pustietății, care oferă chiar și de mâncare, arată extraordinar de bine, așa că asta ne va fi recompensa. Da, plus peisajul. Aici avem ocean cu palmieri, în stânga la fel. Poftă bună! Mulțumesc! Iară plouă! Suntem uzi până la chiloți, dar fericiți, deoarece traseul nostru de aproape 9 km la Ponta de São Lourenço s-a încheiat. Am aflat și o curiozitate pe drum. De unde vine denumirea acesteia? În anul 1409, când cel care a descoperit-o a urlat la echipaj: São Lourenço, oprește aici! Și mai e ceva. Când am venit noi aici, înainte de răsărit, această parcare era goală. Acum sunt în mașini, nu știu, mult încolo. Așa că mi se pare cea mai bună opțiune cum am venit. Am prins răsăritul, culori superbe, deci așa vă recomandăm și vouă. După ce ne-am uscat și am învățat un lucru nou, mai exact cum se pronunță corect orașul în care stăm. Nu Funchal, cum am spus până acum, ci Funchal. Da, portugheza noastră mai are loc de mai bine. Am venit să vedem apusul.
arată absolut wow. În această seară am ales un restaurant cu specific portughez. Se cheamă Santo Antonio. Simți chemarea? Cred da. Parcă miroase a frigărui. Acesta este meniul. Scurt și la obiect. A fost foarte simplu. Am ales frigărui, deoarece doar asta servesc. Împreună cu mămăligă tradițională prăjită și cartofi prăjiți. De fapt o declarație. Nu am mâncat vită mai gustoasă niciodată în viața mea. Mai venim aici. O nouă zi, suntem pregătiți de o nouă aventură. Hai să mergem! Am lăsat mașina chiar acolo, chiar acum. Vom urca. Am ajuns și este incredibil. Sincer, am rămas fără cuvinte. Ne-am trezit în al nouălea cer, la propriu. El este al nouălea cer. Iar noi am urcat aici, la 1600 de metri altitudine, pentru a fi deasupra norilor. Ne-a plăcut atât de mult încât suntem siguri că vom reveni. Sau cel puțin asta ne dorim. Tradiționale din Portugalia este, bineînțeles, pastel de nata. Dacă anul trecut în Lisabona am făcut o adevărată degustare, am zis să vedem cum este și Madeira. Așa că pot să compar. Este bun. A zice că cele din Portugalia, de pe continent, din Lisabona, sunt puțin mai bune. Dar mă voi mulțumi și cu acesta. Ne-am hotărât să ne petrecem după masa pe străduțele din Funchal. Și ghiciți care este următoarea noastră destinație? Piața. Să nu uit cum este să fiu gospodină. Cum să alegi portocalele? Sincer, nu știu, dar sunt aici din Madeira, desigur sunt delicioase. Nu știu dacă vă mai amintiți de degustarea noastră din Sri Lanka de banane, dar eu sigur îmi amintesc gustul acelei banane crude. Hai să vedem dacă de data asta am ales mai bine, așa că... Hai, ești pregătit! Și eu. Hai, noroc! Noroc! Am nimerit de această dată și vă zic sincer, sunt atât de gustoase, nu se compară. Am ajuns pe strada Santa Maria, care este foarte cunoscută pentru ușile pictate în stil diferit. Cred că mă integrez eu din peisaj. Continuăm descoperirea Madeirei prin ceva tradițional. Poncha se numește, acum am învățat să pronunț corect. Este o băutură cu alcool și suc de portocale. Cred că are mai mult alcool decât portocale. Cu siguranță. Vezi că mai trebuie să ajungi mașină. Am alune. Ne aflăm în drumul nostru spre mâncare. Din nou, o să mergem la un restaurant care este recomandat în ghidul Michelin. Pentru pește este faimos. Iam, iam, iam. Abia aștept. După două zile în care ne-am răsfățat cu o vită extraordinar de bună, am zis să trecem și pe pește, deoarece oceanul este aproape.
Așa că am ales ceva specific de aici, pește cu banană. Arată foarte interesant, nu am mai mâncat până acum așa ceva și sunt super curioasă să încerc. Am revenit cu feedback. Madeira se mănâncă foarte bine, dar până acum locurile noastre preferate au fost cel din prima seară și din a doua seară. Astăzi am venit cu așteptări foarte mari. A fost bun, dar nu ceva extraordinar. Deci nu neapărat a mai reveni aici. Bună dimineața! Sunt pregătită de un nou zi. Am ajuns la un nou punct de răsărit. Se numește Ribeira de Janela sau Janela. Camila Janela, mai exact. Unde, în fapt, toată chestia asta constă în... Veneam de dimineață încoace, am văzut în mașină că e norat și că nu e nimic promițător. Dar sigur să ne întoarcem. Când colo, s-au spart norii, a ieșit soarele, a ieșit și curcubeul, pur și simplu suntem super fericiți și recunoscători. Nu știm cum am avut atâta noroc. Cred că ne-a pus bucătarul ceva seară în cină, că altfel, nu știu, nu mi-o pot imagina. A ieșit absolut spectacol. Salut! După ce am făcut o scurtă oprire la cascada Vâlul Miresei, am venit la un loc foarte bine cunoscut din Madeira. O pădure foarte veche, mistică, este ceață, adică avem absolut vremea perfectă pentru a descoperi acest loc. Hai să mergem! Această pădure de dafini, veche de sute de ani, arată absolut incredibil. Pur și simplu, uitați-vă aici! Acest loc este absolut magic. Astăzi am avut noroc din toate punctele de vedere. Curcubeu, acum ceață. După fiecare pom găsim un nou cadru care ne așteaptă. Cu siguranță vom reveni aici. Nu trece nicio zi fără să degustăm ceva delicios aici în Madeira. Aici la treaptă. Am găsit un magazin, de fapt o fabricuță de biscuiți veche din anul 1893. Am luat tot felul, așa că abia aștept să-i degust. Avem aici un pastel de nata și ceva prăjiturică tradițională din Madeira. Nu am nicio idee ce conține, așa că... Asta este foarte bun. Mai bun ca la de ieri. Și asta e foarte bună. Arată și este foarte cremos. Nu știu că s-a văzut. Va trebui să întreb ce are, dar e super delicios. Azi zice că e ceva cremă de brânză, așa. Mai venim aici cu siguranță. Expediția noastră culinară în Madeira continuă cu burger, unul dintre preparatele noastre favorite. Eu am gândit cu stomacul, cum facem noi de obicei, și mi-am luat unul cu porție dublă de care îi se zice american. Vine cu mămăligă prăjită sau cartofi prăjiți, dar am ales să gustăm ceva tradițional. Iar acolo am înțeles că ai un burger în pâine cu usturoi și unt, iar ceva tradițional. Deci cred că o să revenim cu siguranță aici. Bună dimineața! Neața! Noi am revenit pentru a doua oară la punctul Bica da Cana și nu credeam că poate fi mai frumos decât data trecută, dar da, este real. Acum suntem de-al bea în al nouălea cer. Wow! Pur și simplu, wow! În dimineața aceasta am fost cu totul în al nouălea cer, la propriu. Suntem uzi, se deși pe trepied și noi și aparatele și un pic înghețați, dar a fost spectaculos. Așa că mergem să găsim un loc un pic mai călduț pentru a face un mic picnic.
Părerea ta despre acești spini? Nu sunt foarte prietenoși cu noi. Locul nostru dejun este servit. Aici, în vârf de munte, la temperatură destul de joasă, dar poate ne încălzi dacă mâncăm. Ce zici? Hai să vedem. Peisajul este absolut superb, dar acoperit de nori. Dar știu că e acolo. Tocmai am găsit un duș absolut imens, sau un fel de spălătorie auto. Nu știm exact care este principala utilitate. Este chiar aici, în aer liber, pe marginea oceanului. Și pe mijlocul drumului. Următoarea oprire ne găsește în sătucul pescăresc Camara de Lobos, adică lei de mare. Acum ne aflăm în locul în care Churchill în anul 1950 a ales să picteze satul. Cu această priveliște, atunci cât că arăta puțin diferit. Acum se regăsesc câteva clădiri moderne printre cele vechi. Ne-am întors în Funchal și am oprit pentru o ciuguleală. Am primit o recomandare pentru acest restaurant, așa că am ales churros cu Nutella și, bineînțeles, elipsita vită, în alt mod preparată. Da, avem un panini. Arată super apetisant. Foarte bun. Așa că rămâne să înfulecăm. Un lucru foarte fain despre Madeira este faptul că de dimineață eram la 8 grade cu capul în nori, drădeam de frig, mai apoi am coborât în satul pescăresc la 20 și ceva de grade. Acum am fost aici, în Funchal, unde am avut parte de un snacky super delicios. Iar mai apoi vom merge să ne uităm la meciul de fotbal Portugalia-Ghana, deoarece este campionatul mondial de fotbal și nu putem să arătăm așa ceva fiind aici, în orașul lui Cristiano Ronaldo. Tata, sper că ești mândru de mine! Merg să văd meciul! E timp de Portugal! După cum cred că v-ați dat seama, excursia noastră în Madeira este foarte simplă. Se rezumă la drumeții cu peisaje foarte faine și mâncare. Am ales să venim la un bar de locani, tradițional. Eu mi-am luat un steak de ton. Am gustat deja din el pentru că sunt pofticioasă și este super delicios. Pește proaspăt, pofticioasă, nu se dorești mai mult aici. Eu nu m-am putut hotărâ, așa că mi-am luat pui, porc și vită. Și țineți cont, spuneam că nu ne este foame. După ce am mâncat, am venit din nou în expediție la răsărit. Evident, a doua zi. Mergem la Capelinha de Nossa Senhora de Fátima. Nu știu că am pronunțat bine. Este un loc foarte promițător. Dacă ieri am fost acolo sus, unde erau full de nori, astăzi am venit aici jos. Deci, acest loc este absolut superb. Suntem înconjurați de jur împrejur, de munți. În fața noastră este oceanul. Iar totul arată wow din dronă. Am ajuns în partea de nord-est a insulei Madeira. Suntem în sătucul Porto Moniz, unde avem parte de un spectacol impresionant al oceanului. Valurile sunt absolut imense și se varsă chiar aici, în niște piscine formate natural, unde o grămadă de oameni fac snorkeling și bai. Mi se pare foarte faină ideea, nu am știut de ea, așa că o să rămânem doar să admirăm. Spectacol de neuitat. Stăm de câteva ore și pur și simplu admirăm valurile. Am făcut o grămadă de fotografii, am zburat cu drona. Este absolut incredibil, incredibil. Valuri imense. Se face să ne simțim atât de mici și de neimportanți. Mă și gândeam dacă am picat acolo, cred că
carne de burger. Astăzi e momentul să vă arătăm puțin din behind the scenes, cum facem noi pozele alea de Instagram. Am venit îmbrăcată sport și acum am o rochie. Deci, modelul e pregătit, zic să-i dăm drumul. O nouă dimineață ne găsești într-un nou punct de răsărit. De data asta, mult mai aproape de casă, suntem chiar deasupra Funșalului. Gâfâim puțin pentru că am alergat până aici. Și avem parte din nou de un răsărit superb. Mai știți că ne întrebam la început dacă merită să venim până aici? Ei bine, da. Ba mai mult, ne-a depășit așteptările. Pur și simplu ne-am îndrăgostit iremediabil de această insulă, de oamenii ei, de peisaje, de vreme și de mâncare. Se vede cine e foodie-ul dintre noi doi. Și trebuie să vă gândiți o chestie, nici măcar nu am fost în cel mai faimos punct al insulei, Pico de Areiro. Areiro, ceva de genul ăsta. Da, deci vă rugăm, abonați-vă la canalul Fotograful Călător, lăsați un coment, apăsați acel buton de like, inimioare, tot ce trebuie, pentru ca să fiți alături de noi în următoarea noastră aventură, și anume vizitarea punctului Areiro și celui mai faimos traseu. Oare reușim să-l facem? Haideți să vedem, rămâneți cu noi. V-am pupat din Funșal, Madeira. Mulțumim!